Doamnelor, domnilor, suntem o parte a doua emisiunii, în plonul cu invitatul nostru, domnul Alin Sebastian Bârda, primar al orașului Baia Spria, căruia îi spunem bună seara și bun venit. Bună seara și bine am găsit. În primar o să abordăm astăzi două tematici importante una legată de sănătate, unde au fost anumite discuții în ultima perioadă și o să mă refer la spitalul din Baia Sprie, închis în 2011 prin ordonanța de guvern, acesta a fost privatizat și redeschis prin subscripție publică. Vechiul spital funcționează acum ca o societate pe acțiuni, cred că are deja peste 300 de acționari din datele noastre, dacă sunt mai mulți o să ne spuneți dumneavoastră, medici, localnici, chiar și consilii locali sunt acționari la unitatea medicală, iar capitalul social este de aproape 500 de uh, mii de lei. Așa să ne spuneți uh, ce gen de activitate medicală se derulează în orașul Baia Sprie, în afara medicinii de familie și cu ce efecte? Da, deci sedul fostului spital funcționează acum Medspria ESA, de fapt o societate pe acțiuni. Capitalul este de 900.000 de lei acum, a fost de 500.000 de lei, a crescut la 900.000 de lei printr-o printr nouă subscripție în cursul toamnei anului trecut subscripție la care Consiliul Local a și-a manifestat intenția de a participa la noi, ca drept, din nou, ca drept de preemțiune. Adică Consiliul Local, prin primăria Baia Sprie, este membru în acest S.A. și ca atare susține activitatea acestei unități spitalicești, chiar dacă ea este o unitate privată. Uh, alte discuții sau povești, după prea nici nu și-au rostul, uh, chiar dacă câțiva consilieri locali votează împotriva unor proiecte care vin uh, pentru a susține activitatea acestui, aceste unități, uh, executivul prin primar, respectiv uh, majoritatea consilierilor, uh, adică. Consilierii PNL, UDMR și ceilalți consilieri susțin acest proiect, nici nu se poate fi vorba despre altceva. Noi ne dorim un spital în spre avem un spital în acest moment, un spital care nu funcționează ca un spital normal, de fapt este o policlinică cu mai multe specialități, nu știu, în momentul ăsta sunt 14-15 specialități disponibile. Toate funcționale sau. Toate funcționale, dar da. cu un anumit program. Adică, de exemplu, pentru ginecologie, un, o pacientă se poate programa la o anumită oră, doctorul nu, nu e tot timpul ca la un spital, dar se programează și uh, programul este foarte lejer, condițiile sunt foarte bune. Uh, din păcate, activitatea nu este suficient de dezvoltată în acest moment și trebuie să se dezvolte în continuare și pentru internări de zi și pentru alte alte tipuri de îngrijiri. Uh, în fapt, la parterul policlinicii avem medicii de familie și acum vom muta centru de permanență, adică urgența primară, care o avem în orașul Sprie. care în acest moment, este în spitalul mare, vechi, nerenovat. Se va muta la parterul policlinicii iar etajul policlinicii este destinat funcționării med spre AESA. Dar uh, cine... Și de ce este deranjat de funcționarea med -ă, spria? Ce și cui se reproșează legat de activitatea unității și ce aveți de gând să faceți? La un moment dat aflasem că vreți să faceți hotel, adevărat? Nu, sunt, <fixi> <fixi> sunt niște cuvinte aruncate de unul dintre consilierii din Consiliul Local, mai mult sub formă de glumă, care din gură în gură a ajuns să fie un fapt adevărat. Uh, Primăria, în calitate de concesionar al spațiului că către MedSpri sa, nu dorește altceva decât dezvoltarea serviciilor medicale în acele construcții. Deci nu, nu vreți să închideți spitalul, nici da? Vorbă, nici vorbă. Nu s-a pus această discuție, mi se pare chiar de râs și cine o spune, o spune așa, ca să facă un pic de tam-tam sau de altceva. Um, în acest moment MedSpria are concesionat și clădirea Spital Mare și clădirea Policlinică, mai mult în toamna acestui an s-a hotărât și s-a dat acordul pentru a se concesiona chiar și podul policlinicii pentru a, -a s-a și a se face un lift, pentru că în mai mult de două etaje, mai mult de un etaj ai nevoie de lift în unitățile spitalicești. Deci, de când sunt eu primar, s-au dat două hotărâri de consiliu Local pentru a susține și a sprijini activitatea med Spre Aesa. Bineînțeles, de unde au pornit discuțiile? Sau -au pornit, că, au pornit de discuții. undeva? Medspre Aesa nu și-a achitat până în acest moment redevența respectând, reprezentând concesiune și impozit către primărie chiar dacă primăria, Consiliul Local este membru acționar în acest SA, el funcționează și trebuie să respecte legile pieții ca și orice altă firmă și să-și plătească datoriile. De aici s-a ajuns crezându-se că Consiliul Local nu dă dovadă de bunăvoință la altceva. Dar am vorbit și vineri și astăzi cu unii dintre acționarii mai importanți din cadrul esa și vor plăti o primă tranșă de bani în această datorie. De cât este această tranșă, o să înțelegem? 20.000 de lei au zis că vor plăti în zilele acestea, urmând ca restul datoriei să se eșaloneze pe următoarea de perioadă. Restul datoriei până la ce sumă? Au peste 100.000 de lei datorie. De ce ei se angajează? Da, se să angajează pierdească? la această plată, bineînțeles că discuția unde este? că Ei au făcut investiții care sunt comune, care trebuie uh, asumate și de către primărie. Ca, uh, uh, beneficiar al acestor investiții. La subsol funcționează în policlinică, vorbesc, în clădirea mai mică. Funcționează o activitate, un centru social în subordinea primăriei. Parterul este închiriat de primărie către medici, către 10 medici de familie. Holul este comun, alte spații sunt comune. Ori investițiile făcute până acum de Med nu au fost repartizate către Beneficiar către proprietar. Dacă ele s-ar repartiza, deci merge să a-și finalizeze recepționarea investiției făcute, care nu și-a finalizat-o, probabil că această datorie s-ar compensa valoric, vorbesc. Deci, undeva acolo ar fi. Deci, teoretic, MetSpria nu datorează, să zicem, nimic, dar impozitele la orice licitație, când participa, nevoie de certificat fiscal pe zero. Deci trebuie plătite. Trebuie plătite. Despre asta a fost vorba la o numită licitație la care a participat MetSpria pe un proiect. Nu au putut finaliza documentația atât de faptului că nu au avut certificat fiscal pe zero. Or, noi suntem foarte deschiși, colaborăm cu ESA-ul respectiv, astfel încât să vină la zero. Deschiderea este. În ultimele două întâlniri s -a, am reușit să convingem că acestea sunt obligații legale și trebuie respectate de către toată lumea. Câți acționari sunt pe total? ne am spus peste 300. Sunt peste mai 300, mulți? nu, 319 da. am impresia. Au mai dorit, au mai venit acționari noi? Deocamdată nu. Noi ne dorim și ne-am manifestat ca și Consiliul Local uh, intenția. Uh, scrisă, să ajungem la 10% din acțiuni. În momentul ăsta avem 5%. Deci, implicarea Consiliului Local este de 5% acțiuni, da? Da, ca și dorim de... să ajungem la 10%. Iarăși, ne-am dorit să fim mai, ca și Consiliul Local, ca mai intens consultați și să avem un membru, poate, în Consiliul de Administrație al ESA-ului, pentru că există o activitate care. Pe lângă faptul că suntem acționari, deservește interesele cetățenilor din orașul Baia și ca atare, vrem să fim cât mai apropiați de această unitate. S-au obținut toate autorizațiile necesare pentru MedSprie astfel încât clinica să funcționeze perfect legal? Sau mai sunt Da, mai sunt de obținut. Clinica, în momentul acesta, este un spital ca o clinică privată, face servicii cu taxă către populație. Pentru a obține. Subvenționarea serviciilor de la Direcția de Sănătate Publică are nevoie de o autorizare în plus, și mai are nevoie ca vechiul spital să fie radiat din evidențe. Și cum se poate radia? Procedura de radiere, din păcate, la momentul potrivit nu a fost făcută, nu a fost dusă până la capăt. Au trecut ani, s-au tergiversat lucrurile și el mai figurează cu, cu De asta, unii dintre consilieri, în speță consilierii PSD, au votat și votează constant împotriva acestui SA, ace acestui unități. Dar toate... au un motiv anume? Nu au un motiv anume. Probabil că îi deranjează inițiativa, fiind o inițiativă plecată... Uh, Sunteți în război cu consilierii no, PSD? Nu, no, nu. No, la un moment dat știu că era pace și, și deci, totuși, toți doreau... Abordarea mea, în general, ca primar, a, a fost, a fost de, de a, a explica și a colabora cât mai bine cu toți consilierii, indiferent dacă sunt în opoziție. Deci, nu, sigur că, dar consilierii PSD sunt în opoziție față de consilierii PNL în Baia Sprie și ca și peste tot în județ și în România, în, în, la această oră. Și așa va și rămâne tot timpul. PNL s-a uh, clasat în, în, în piața politică împotriva PSD. Dar aici votul nu este unul politic neapărat, deși consilierii PSD și-au manifestat clar intenția de a vota politic acest proiect împotrivă, datorită faptului că a fost inițiativa, să zic. Uh, Fostului primar Pașca Dorin, penelist. Și atunci, să zic că a rămas așa o, o un obicei a consilierilor PSD să voteze împotriva oricărei inițiative care este legată de Metspria. Care este nivelul dotărilor și cel de salarizare al personalului de acolo, raportat la condițiile din alte unități spitalicești din județ? Adică, li se merită medicilor să vină aici să. Dar fiecare, deci nu pot să, nu știu eu detalii, fiecare medic care vine pe specialitatea lui are un contract cu MedSpria ESA și din tariful care îl practică pentru o consultație, o parte revine doctorului și o parte ESA-ului. Din moment ce sunt doctori care vin și vin doctorului, Doctorii, cam cei mai buni pe specialități, bănuiesc că li se merită. Câți doctori sunt în total? Din, din ce știu eu, sunt 14-15 da? discipline acoperite. Chirurgie. Deci toate specializările? Au medici, cam toate da? specializările, plus că avem laboratorul nostru de analize, care merge foarte bine și unde avem specialiști cu mare experiență și care acoperă toată o relație încă cu Casa de Asigură de Sănătate nu există, vă doriți? Acolo și este problema da, și acolo ce de, de face? aceasta acestea încă nu funcționează la capacitate maximă pentru că să intri în concurență să zic așa, cu spitale care sunt Subvenționate, au contract cu Casa de Asigurări. Tu să nu ai contrat cu Casa de Asigurări este foarte greu să reziști pe astfel de piață. Sigur că nu ai cum să faci profit sau să-ți plătești bine doctorii care ai. Și atunci, ăsta este pasul următor: o relație cu Casa de Asigurări de Sănătate, dezvoltarea și reabilitarea și clădirii mari a spitalului, deschiderea unor noi specialități mult căutate în acest moment pe. pe în acest domeniu medical. Ăsta este viitorul care ne-l dorim. Nici vorbă de altfel de destinație. La deci, momentul de față clădiri să ne lămuriți. Sau... Nu se pune problema închiderii spitalului nu. și deschiderea unui hotel acolo, nu. da? Sau orice nu, mi se pare că altceva. avem destule clădiri care se pretează pentru hotel, nici și de așa cum acea clădire. E așa și... părăsite, avem, nu-i problemă. Pe clădirea dar avem mai multe Bă, clădiri. Băi, ce spun despre această unitate medicală și despre activitatea Eu consider ei. că și chiar dacă în momentul acesta nu sunt gratuite anumite analize, analize sau consultații sau. Totuși și -și fac vin un -cost? Pentru, își fac contracost de ce. Uh, să fii băi sau ne avem foarte mulți în zonă care vin din satele din jur, zona fisculașului, e obișnuit să vină în zona respectivă. Uh, o analiză poate costă 40-50 de lei. Să faci o deplasare cu mașina până în Baia Mare, să stai la niște cozi imense, la Spitalul Județean, dau un exemplu, sau știu și eu, la alte specialitate, ca să o faci gratuită și cu programare, te costă oricum transportul foarte mult, stai și la coz, ai și condiții proaste, așa că mulți preferă să vină chiar să plătească 40-50 de lei pentru un test sau o consultație sau un tratament, sau asta depinde în funcție de ce uh, probleme sunt, decât să piardă o zi întreagă și să îi coste transportul 35 de lei sau nu știu. Uh, sigur că da, dacă aceste consultații ar fi și subvenționate și ar fi în cu casa, am avea un uh, un, un sistem medical normal și bine pus la punct și zic occidental. În momentul ăsta condițiile sunt foarte bune în policlinică, deci, este. Deci nivelul dotărilor este unul este, bun, da. Este unul bun. Salarizarea personalului este una normală? Da la condițiile, raportat la condițiile din alte unități eu, din județ. Stăm foarte bine. Foarte bine. Avem au fost avut, da, da. un hol de primire unde se fac și sponsorizări pe care le donații. Un hol de primire unde se fac programări, nu stai la coadă, ești tratat uh, cum trebuie să fii tratat. Pe când consultat? preconizați, domnule primar, că această unitate medicală ar putea obține un contract cu Casa de Asigură de Sănătate? Nu știu anul ăsta dacă se mai poate, nu, nu mă pricep să vă spun, bănuiesc că anul ăsta nu cred că se mai, se mai poate. Bine, că la de procedurile viitor. pentru că... Uh, procedurile se acolo. înseamnă, nu depinde de noi, de primărie. Va trebui inițiată o hotărâre de guvern, de radiere a vechiului spital orășenesc. Deci nu mai există. Am făcut demersurile, sunt în curs, dar e birocrația care nu mai depinde de primărie. Noi am stabilit și am reglat anumite aspecte. Mai sunt unele, de, de exemplu, apartamentarea clădirii, care n-a trecut la, urmă, la precedenta ședință de Consiliul Local, dar sunt convins că va trece la următoarea, pentru că, ca să se întâmple anumite drepturi de concesiune, de închiriere, o clădire de genul ăsta foarte mare trebuie să fie apartamentată să fie împărțite spațiile. Ele nu au fost. E o chestiune tehnică, topografică și mulți dintre medicii de familie respectiv MedSprea nu și-au putut nota concesiunea în, la OCPI. Este o chestiune tehnică care va trece, nu cred că sunt probleme. Deci, Una și... peste alta, ca să puteți face și alte proiecte cu acest spital, trebuie radiat vechiul spital, da? Trebuie radiat vechiul spital, trebuie ca actualul spital să intre într-o relație cu Casa de Asigurări de Sănătate de ce lucrurile sunt mai complicate? Pentru că este singurul caz de, acest, de genul acesta din, din țară. Nu mai sunt alte spitale de acest gen, adică organizate ca și, ca și un ESAC cu subscripție publică, cu privați, cu Consiliul Local Membri, cu... Și atunci relațiile cu Casa de Asigurări, cu Ministerul, cu, sunt altfel, sunt mai aparte și nu, nu este un... un un, uh, un caz similar. Practic, după care... uh, Ministerul nu vă poate ajuta deocamdată uh, în ce privește uh, radierea? Pf, nu, nici nu cred că e în atribuția Ministerului. O hotărâre de guvern se inițiază prin prefectură, în urma hotărâre de Consiliu Local. Uh, A, eu cred că se va rezolva. Domnul primar, uh... 8 minute ne-au mai rămas până la final de emisiune. Vreau să ne spuneți, ți ați demarat o campanie de curățenie, piată că a venit și iarna peste noi, dumneavoastră, oricum, <laughs> continuați campania, dar da? Dar ne-a surprins iarna, dar ne-a surprins făcând curățenie, a avut un, fare, un foarte mare succes. După cum mai spuneam, noi nu, Baie Spre nu are o localitate în amonte și nu putem da vina pe mizeria care e pe râu să sară pe, o, pe altcineva, cum de obicei se întâmplă. Și de aia am hotărât să ne curățăm noi, partea noastră, și am început din, de sus în jos, de la izvorul Ciontolan, pe, pe malurile râului. Niciodată nu s-a făcut o astfel de campanie, am avut 40-50 de oameni implicați timp de câteva zile, cu utilaje, tractor ă, și tot ce a ținut de asta. Am reușit să curățăm Male râului până în, în zona podului Microraion Vest, dar vom continua și pe zona Tăuți până la limita cu Baia Mare. Până când durează această campanie? Păi ne-a oprit această ninsoare a început deja de o săptămână a fost zi de zi și am avut surprize plăcute de exemplu văzând pe Facebook poze și ce se întâmplă un, un cetățean, un tânăr pleca la muncă în Suedia sau nu știu în ce țară, l-a sunat pe tatăl său și a zis du-te cumpără nu știu câte plăcinte, la fiecare om două plăcinte care lucrează acolo și o apă minerală și a făcut și o, fel, o surpriză. Un fel de uh, let's do it local. Un fel de let's do it local cu implicarea și a voluntarilor și a cetățenilor care. Vor să se implice. M-au sunat deja și profesori care vor să participe cu copiii. Le-am spus că nu e o activitate pentru copii, dar îi așteptăm și implicăm în zona de conștientizare. O să punem o să ne ajute la plantat de pomi, săl, citei unde este cazul pe malul râului. Deci, după ce trece bă, această perioadă cu zăpadă, da, continuăm va mai în campania. Continuăm până campania. Când, până în aprilie, mai? Cam așa, da, că ne suprapunem și cu luna pădurii, da. ne suprapunem și cu alte campanii de primăvară. Trebuie să facem această, această acțiune primăvară, pentru că încă vegetația nu este crescută și asta ne dă șansa. Radical se schimbă, s-a schimbat, s-au schimbat, schimbat râului de când am făcut această campanie, vizual vorbesc. Sperăm să rezolvăm și celelalte probleme legate cu poluarea râului să sară. Noută de la râmină am auzit o felul de zvonuri, sperăm care Reminu să-și revină din insolvența în care Creziți este în acum. acele uh, Ați auzit probabil și noastră, da. M-a contactat și pe mine, m-au sunat că o să vină să ne caute pe la primărie, încă nu ne-a căutat nimeni. De la cea firmă v-a cineva? Da, nu, încă nu ne-a căutat. Ne-au sunat, ne-au sunat, au fost -a la sunat. Cafnic, da. Uh, sperăm ca Reminu să-și revină. Noi am fi cei mai bucuroși să ar vedem. S-ar putea cu adevărat redeschide o Da, Baia pare, Spie, pare, o minune. Mine, nu? La... nu știu dacă neapărat la Baia Sprie, dar ideea e că în Reminu ar putea să... E era vizată oarecum și Baia Sprie, nu? Da, de prospecțiuni deocamdată. Da. Așteptăm investitorii, deocamdată sunt mulți interesați, avem foarte mulți cetățeni care vor să se mute în Baia Spre, o foarte mare solicitare de locuri de casă. Aveți teren? Avem și terenuri și încercăm să mai scoatem uh, terenuri pentru locuri de casă. Avem solicitări pentru investiții. Baia Sprie devine un oraș atractiv, foarte atractiv, eu zic că uh, poate cel mai frumos oraș în care să stai, în, să locuiești în județul Maramureș, pentru că avem de toate și natură și lacuri și pârții de schi și este și aproape de Baia Mare. Avem și uh, potențial investitori care m-au contactat divers, uh, interesați de a dezvolta diverse afaceri în oraș. Suntem foarte deschiși la oricine ne contactează și colaborăm cu oricine manifestă uh, interes pentru a investi în orașul Baia Sprie. Alți investitori pe ce domenii sunt interesați? Uh, de la confecții metalice, la Diversi, alții mai mici, nu neapărat investitori foarte mari, dar politica noastră a fost și merge în continuare pe investitorii mici și mijlocii, care dacă sunt mulți, sunt mai importanți decât unul mare cu care ne-am fript până acum, dacă unul mare și ia catrafusele și pleacă, rămâi total descoperit. Domnule primar, mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Am vrut să atac în special acest subiect cu spitalul. Cred că le am lămurit. Dacă o să fie noutăți, o să le aducem la cunoștința telespectatorilor noștri. Vă dorim succes în toate proiectele. Mulțumim. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară plăcută cu Teleplus, Maramure și la revedere!